Suntem la a 24-a ediție a conferinței SINASC. Scopul este de a prezenta rezultatele în cercetare în informatică, de la inteligență artificială, la cyber security, la partea de teorie, până la toate domeniile care le include informatica. La nivel național, cel puțin, este cel mai reprezentativ simpozion care prinde domeniul informatice teoretice și cu parte, să zicem, de calcul simbolic și numeric. Am invitat în fiecare an cercetători și cadre didactice importante la nivel mondial. Probabil că următorii ani o să ne deplasăm și în alte locații din țară și din străinătate. Astăzi realizările unui om de știință recunoscut la nivel mondial în domeniul metodelor formale, care a adus contribuții substanțiale la dezvoltarea și aplicarea soluțiilor de tip SAT și SMT. I feel proud and deeply honored to get the honorary doctorate from this university. When I'm working on a problem, I never think about beauty. I just think about how to solve the problem. But when I have finished, if the solution is not beautiful, then I know it is wrong. And this kind of beauty in mathematics is a bit more complicated to see than when you go out and you see flowers flourishing. Then most people see that they are beautiful because it is easy to recognize this beauty. In mathematics, unfortunately, you need to dig a bit deeper and learn a bit to see this beauty. But once you are there, it is so exciting.